Cunoscutul blogger Ben Southall a înconjurat de 100 de ori cetatea Alba Carolina pe bicicletă. Acesta a stabilit un record de 275,5 km parcurși în cea mai mare cetate din Europa. Iar deși recordul nu este unul omologat, este pentru prima oară când un ciclist parcurge acest traseu de atât de multe ori. Numărul 100 nu este unul ales la întâmplare. Alba Iulia este o destinație care se dezvoltă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine din punct de vedere turistic, iar prezența lui Ben Southall în cetatea Alba Carolina constituie un argument pentru internaționalizarea ofertei de turism pe care orașul Alba Iulia și tot ceea ce exprimă astăzi Alba Iulia, cu cea mai mare cetate din România, cu cea mai mare cetate din Europa Centrală și de Sud-Est, o are de arătat lumii întregi. Ben încearcă astăzi aici, în cetatea Alba Carolina, să depășească un record. El va pedala peste 100 de ture, aproximativ 270 de kilometri de jur împrejurul cetății, pentru a marca în mod simbolic importanța pe care orașul Alba Iulia o are pentru România, o are pentru unitatea României. După cum știm cu toții, anul viitor vom celebra 100 de ani de când statul modern român s-a născut aici la Alba Iulia, iar prin ceea ce astăzi Ben Southall și toți cei care susținem desfășurarea acestui eveniment inedit pentru orașul nostru, nu dorim decât să marcăm într-un mod plăcut, într-un mod absolut inedit celebrarea celor 100 de ani de România modernă aici la Alba Iulia. Inițiativa lui Ben a fost susținută de întreaga comunitate. Ideea o îmbrățișez întru totul, e chiar binevenită. Mi se pare ceva inedit. În orice caz, poate să seteze un precedent pentru noi ceilalți localnici, să încercăm să depășim recordul lui într-o manieră mai interesantă. Dar având în vedere faptul că se apropie și 100 de ani, centenarul, e o idee foarte bună. Ne învață și pe noi, cel puțin pe albaiuleni, să facem și noi aceste gesturi pentru a marca, cum se cuvine, 100 de ani de la Marea Unire. O nouă aventură pe care am început-o este să fac 100 de ture aici în cetatea din Alba Iulia. Va fi o experiență interesantă. 2,7 km pentru fiecare tură, 100 de ture, asta înseamnă 270 de km. Este 7:35 dimineața și ne vedem în 15-16 ore. Bineînțeles, cea mai mare susținătoare a lui Ben a fost soția lui Sophie. My husband's completely mad. Soțul meu este complet nebun, dar este cu siguranță aventuros și aceasta este o provocare extraordinară pentru el. Și nu este altă ocazie mai frumoasă pentru a face asta decât cetatea. Este incredibil. După cele 100 de ture, Ben s-a întors victorios și spune că ceea ce l-a ținut în priză au fost oamenii care l-au susținut. Eu consider că este o victorie pe care Ben a dedicat-o municipiului Alba Iulia, a dedicat-o cetății pe care a străbătut-o astăzi timp de 11 ore, mai bine de 275 de kilometri, într-un moment pe care noi îl considerăm alături de el simbolic. Este un record pe care îl dedicăm anului centenar, celor 100 de ani pe care anul viitor îi vom sărbători în toată România, dar în mod deosebit și cel puțin noi cei care locuim în Alba Iulia și trăim aici, ne desfășurăm activitatea, ce ar simțim mai aparte. Ne bucură și ne onorează acest efort deosebit pe care Ben Southall l-a făcut. Ben Southall se află în Alba Iulia pentru a promova orașul și cetatea și va rămâne aici până în 1 iunie.